gândit să deschideți școlile din toamnă. Uitați-vă, școală închisă în vacanță, în care copiii vin, se antrenează și probabil o să joace cu mingile. Chiar dacă nu o să se atingă, o să pună mâna pe aceeași minge. Toți. Și ajunge unul dintre ei să fie purtător de virus și gata. Vreți să mă deranjați? Încercați! De ce? Nu, aici nu e școală. Păi este școală, dar școala este publică, dar clubul este privat. Dacă vreți să filmați școala, n-am nimic în pot eu. Da, pentru ei, tot este ok. Bun, dar ai permis să joace acum cu aceeași minge toți copiii? Bun, că fiecare copil are mingea lui. A, ok. Ați liniștit că avem protocol. Bine. Fiecare copil are mingea lui. Au protocol. Acum că au văzut că-s filmat, o să aibă grijă. Are dreptate antrenorul, fiecare copil cu mingea lui. Dar când i-a arătat copilului cum să facă, a luat chiar el mingea copilului și a arătat exerciția. Și probabil după aceea o să ia mingea altuia să-i arate cum să facă și copiii mai ignoră sau mai uită regulile. Mai dau mingea unul altuia. Nu cred că mingele sunt atât de diferite încât să le deosebești. Ia uite, două minge alături, la fel. Cum le deosebesc copiii? Asta e a mea, asta e a ta. Au scris pe ele numele sau ce are. Baschet cu 10 mingi. Pericol de răspândire COVID. Chiar dacă pentru copii nu e periculos, pentru părinții, bunicii lor, poate fi mortal. București, drumul taberei. Vara 2020.